Hristos a înviat și pacea lui Tatăl Ceresc. Astăzi iară pregătim câte ceva. Am o istorie la jumările astea. Am mai spus eu acolo, așa puțin, când am pus florile, că nu m-a lăsat Angi în pace. Dar spun acum. Când a fost Ovidiu acasă, ginerile meu de Paști, este o cunoștință de-a lor de la biserică, de acolo, de Augsburg, care îi place foarte mult mâncărurile astea tradiționale, că ar fi o jumară, că ar fi o sarma, că ar fi eu știu ce. Și n-am avut eu de gând chiar de Paști să-i trimit, că n-aveam cum, fiindcă toată lumea se pregătește de Paști cu miel, cu de toate și nici nu mai găsești așa ceva. Deci asta e gușă, vedeți? Atunci are să jumerile faine, faine, când e cu dângușa asta, de la porc. Uitați așa. Și n-am găsit eu de Paști, dar am găsit la mine în congelator. Să zic eu tot atâta cât am acum aici. Dacă le prăjești, iasă o farfurie de jumeri, deci nu iasă mult. Și am făcut farfuria aia de jumeri și am zis, nu, aștia le trimit în Germania, acolo la fiică mea, să deie și la colega lor. Și când au ajuns la Mirela, Mirela, mami, dar ce să-i trimit la femeia aia, că mi-e rușine, că e puțin. Și s-au pus să mânce din jumerele alea. Ei, dar au fost filmat și au văzut prietena lor de la biserică că o mânca Mirela jumeri. A, ai primit jumeri și mie nu mai dat, că îmi plouă în gură, nu știu ce. Și au făcut și ei o tavă acolo, da, i-o dus. Ei, ce vreau să zic cu asta? Fiindcă au fost așa puține jumeri, eu acasă n-am lăsat să mânce nimeni, adică n-am lăsat acasă niciuna, că au fost puține. Și soțul meu m-a reproșat că dacă eu n-am ajuns să mânc o jumară. Și Natalia, să știți că nu vă mint, Natalia Șoancă și jumerii place foarte mult. No, și astăzi am fost cu Angie, nu m-am gândit eu să cumpăr așa ceva. Am fost în piață, că am dus fata la grădiniță și am găsit și am luat câteva bucăți. Și acum facem jumeri și crede-mă că nu vă mint. Și am luat-i cu 6 lei kilogramul de oase pentru câini. Am luat. Dar are așa niște coaste. Uitați. Și am aruncat și la câini partea aia de jos unde chiar numai os. Și aștia am zis că le pun tot acolo în jumeri, dacă fac. Mai gustăm și noi ceva de acolo. Nu, în sfârșit, acum ne punem și facem jumerile astea și fac puțini cartofi, un kilogram am de cartofi noi și fac un pic de salată și asta e mâncarea pe ziua de astăzi, când vine Natalia, dacă vrea și ea o coastă din asta cu cartofi, cu salată sau dacă vrea chiar jumară, deci nu e problemă. Deci asta mâncăm noi astăzi. Jumeri. Nu o să mâncăm noi multe, că ne rău de ele. Dacă mânc una, două, e prea mult. În sfârșit, facem jumeri și cred că fac și un aluat. M-a rămas brânză, care n-am făcut nimica cu ea și acum nu-i multă și fac așa cu mărar, cu ceapă verde. Și facem ceva și așa. Ceva să mânce și ceva plăcintă. Nu, în sfârșit, astea le spălăm un pic, să le punem la... Mie îmi place jumerile să le fac mai mari. Și facem așa mai mărișori. Thank you.
Poți să închizi. Cine mâncă o jumară din asta? Acum, să știți sincer, de multe ori când eu fac mâncare, dar Dumnezeu știe că spun adevărul, Doamne, să nu fac cuiva locomie, dar asta e tema mea, ce să fac? De multe ori asta. Ia că le punem aici la prăjit. Un pic de ulei ca să nu se prindă. Da, au ei grăsime. Da, dar se prinde. Arată ca să vadă, că nu mult. Încetul cu încetul se formează jumara. S-o mai cam lipit ei, da. Că n-or avut așa condiții. Așa, și aici să vedem ce îi, așa le luăm de aici, de mijloc. Mă miroase fain, să știi. Nu vă spun ce miroase aici. Așa, cam așa. Trebuie să fie jumerile aici și aici avem și jumeri și carnea aia care am pus pe coastele. Cred că aici în uleiul ăsta, în soare asta, pun cartofii. Știi? Da. Să vezi ce fain o fi dacă pun aici cartofii. Da. E foarte fain. Atât mai trebuie să mergi. Am mutat-o pe partea asta. Așa. Și lăsăm să se prăjească. Ai închis. Da. Arată bine. Aici nu prea arată bine, numai dincolo. Când pun coastele astea, se negresc. Jumerile. Stai să pun mai încoace. Să mai pun. Așa, le fac loc. Da, să mai pun și în partea asta, da. Că este loc destul acolo, nu prea este că e oală. Uite așa.
Eu când mă duc cu Dacian la Kaufland, tot mai trag eu cu ochiul după o cratuță din asta. Sau cum o cheamă? Tigaie. Ca să mai îmi iau, că asta încă, deja e uzată. Dar, Doamne bună, poți să faci în ea tot ce vrei. Așa, au rămas numai coastele. Ok. Și mai bine aici, oricum ele se mai micșorează. Da. Scoatem jumerile. Costițele. Așa, ca să nu mânce câine, știi? Costițele, uitați ce fain arată, cred că facem noi poftă. Ei, de multe ori am spus și mai spun, că chiar am spus la Mirela că de Paști nici n-am făcut o masă așa frumoasă, cum știu eu, nu că mă dau pe mare, să pui o față de masă frumoasă, să pui pe masă de toate. N-am făcut că eu știu ce înseamnă un om care chiar nu are și îi lipsește. Orică o fi bătrân, orică o fi o femeie cu mulți copii și e mai lipsită. Și atunci chiar n-aș vrea să vadă, wow, uite ce-a făcut asta și... Nu aș vrea să potignez pe nimeni. Dar Mirela, chiar astăzi m-a spus Mirela, mami, dacă nu se uită la tine, se uită în altă parte și tot se uită, dacă vrea să se uită. Da. Și pe undeva are și ea dreptatea ei. Da. Fiindcă asta e tema noastră, asta e... Nu știu să mă exprim mai bine. Deci eu asta fac. O să mă închid. Scot și costițele? Da, scot și aștia. Asta fac și nu. Am cine se uită la mine, îți dai seama la jumerile astea, wow, ce jumeri, wow! Unii mă critică, zice că ești bolnavă și... Mai zici că ești bolnavă și tu uite ce mânci. Și tu ai cu fierea și uite ce mânci. Da. Și are și dreptate cine Băi, zice așa, da. Eu nu exagerez, să știți, eu nu exagerez. Eu... Mânc așa, cu măsură, cum se zice. Hai să vă spun mai altceva. Dar vorbesc serios, dacă mânc o jumătate, a doua, nu se știe dacă... În fața lui Tatăl Ceresc spun că nu mint. Aseară am mâncat creionguș fiert, cum a mâncat și Natalia. Și asta mi-a fost cina. Nu am fost în stare să mânc un creionguș întreg. Și cât e un creionguș? Atât dacă îi, și nu l-am mâncat întreg, atât au mai rămas, chiar am arătat la Angie, zic, uite, ăsta n-am mai putut să mânc. Și am mâncat cremușul ăla cu ridichi, cu pâine, cu roșii, eu știu ce-o mai fost acolo, castraveți, brânză, dar din toate am ciugulit. Deci nu mânc mult, nu că mă dau pe mare cu asta, să știți. Uitați, așa arată jumerile noastre. Și aștia cred că ne ajung. Când eu m-am căsătorit, aia am vrut să spun, că n-am uitat. Când eu m-am căsătorit după soțul meu, verișorul meu, cum să vă explic ca să înțelegeți, verișoara întâi a lui Mike, a lui bunica mea, deci verișoara ei întâi, deci au fost surori, copii de două surori. Și băiatul lui verișoara ei a stat la noi în casă cu nevasta lui. Sori căsătorit, tineri căsătoriți și a stat la noi. Și fratele al lui nevasta lui verișoara lui bunica mea, soțul meu, tot o dat târcoale, îl vezi, Doamne, la sorul sa. Și tot, până la urmă ne-am obișnuit, ne-am venit vreo 2 ani de zile. Și până la urmă ne-am învățat unul cu altul, cum să zice. Și îl întreabă bunica mea, atunci nu era în religia asta, nu era pocăit. Și îl întreabă bunica mea, maică, ce patimă ai
Bei? Că parcă el ar fi fost prost să-i zică nu beau, sau zice, mai beau și eu câte o bere, dar beau cu măsură. Asta am vrut să zic eu cu jumele, da. Că mânc cu măsură. Da. Zice, nu spun că și atunci că nu a fost pocăit, tot așa sincer a fost, să știți. Zice, mai beau și eu, dar beau cu măsură. No, ia-o cum vrei, cum să zice. Da. Da. Și așa a fost, într-adevăr așa a fost, că nu a fost bețivan, nu a fost de niciun fel. Da. El, săracul, lucra, era la lucru și acasă, atât. Nu era pătimaș. Dar bunica mea l-a întrebat, să știți. Să știe săraca, că parcă el ar fi spus. Acum, nu, nu sunt toată lumea la fel. Da, așa au făcut, să știi. Nu chiar sunt toți la fel, dar nu. Este alții care nu zice, este alții care zice, nu. Și mai spun una. Deci tata meu s-a despărțit de maică mea când am avut eu 3 ani și nici nu s-a certat. V-am mai spus, dar poate este care nu a auzit ce spun eu acum. Și nici nu s-a certat, dar ea a vrut la mama ei, el a vrut la părinții lui, ori fost tânăr, ea a avut 22 de ani și el a avut, cred că 20 de ani, că totdeauna îi spunea, tu ai fost mai bătrână ca mine cu 2 ani. Totdeauna îi scotea ochii. Ei, ce vreau să zic, s-au despărțit. Și între timp ea s-a căsătorit. Și o dată unul bețivan. Dar când erau strânși așa mai mulți colegi de la lui soțul lui maică mea, el să nu vadă maică mea că el e bețivan, că îi place să... Așa când bea din pahar, nu bea așa normal, așa trăgea cât mai mult să iei pe acolo cu bețivanul și într-adevăr l-a lăsat că era bețivan. Deci au ei tactica lor. Cine vrea să bea, bea oricum. Și să știți că mama mea a fost căsătorită după director de la moară. Că atunci moara era ceva pentru ei. Că era foamete pe timpul ăla, probabil. Și directorul de la moară s-a îndrăgostit de maică mea. Și era oltean. Și cu timpul a ajuns în Oltenia maică mea să meargă acolo, la el. Și tot în meseria asta era el, dar nu știu că nu vreau să mint, dar știu să spun când vinea vagoanele de porumb, de grâu, de aici, de Banat, merea la ea și îi spunea, mărioară, miroasă porumbul ăsta. Dar ce să miroasă porumbul ăsta? De ce are porumbul ăsta? Miroasă, miroasă. Mirosa. Ei, nu-ți miroasă că e de la noi? El te spunea că e de acolo și el. Nu-ți miroasă că e de la noi, de acolo, din satul care era el. Și nu a fost să fie, s-o despărțit maică mea de el, că nu a vrut să stea cu el, că exact aceeași temă. Ea era singură la părinți. Cum să stie ea în Oltenia și mama s-a să stie în Banat? Și l-a lăsat pentru asta. Sincer. S-a despărțit. Da. Și l-a chemat Dinu. Pe domnul director. Mama mea era foarte frumoasă. Frumoasă foc. Până au murit, au avut și fața frumoasă și păr mult pe cap. Eu nu am săracul de mie. Asta nu. Dar nu e nicio problemă, că și eu pot să trăiesc pentru asta. Deci facem salat acum. Da. Tare aș vrea să mă audă cineva, dar nu-i cine, că asta e mulți ani de atunci. Ce povestesc eu acum.
maică mea era cumva să nu stea singură, avea ea ideile ei, tânără, să nu fie singură în casă, el pleca la servici, soțul ei, și el avea o verișoară care o chema Prina, așa o chema, Prina, și o plătit pe Prina, o plătit-o ca să stea cu maică mea, cu Mărioara, ca să nu-i fie urât, să aibă pe cineva în casă. Da. Da, atât au iubit-o pe maică mea. Dar astea au fost alte timpuri. Facem o salată chiar minunată. O să vedeți. Punem și ceapă, și ridichi, și castraveți, și salată. Și o să fie o salată foarte faină. Uite așa. Și acum punem ridichi. Nu știu ce am eu cu ridichii ăștia, dar în fiecare dată când apare ridichii, eu folosesc ridichi până nu mai este. Atât îmi plac. Păi spun. Nu știu dacă chiar așa cum este îmi place. Este care siuț, este care nu. Și dacă mă crezi că și ăia îmi plac? Cresiut? Da, da, da. Ăia lunguieți așa și au o culoare mov. Mm-hmm. Sau albi. Și îmi plac la nebunie. Da. Nemțoaicele din Aradul Nou aduceau ridichii ăia așa, cum zic eu. Ăia îs în iunie, iulie, cam așa. Să fac în grădini și... Să așa lunguieți, așa. Da, știu. Știi? Da. Și au culoarea roșie, au culoarea albă sau mov. Nu soiul ăsta, n-aveau nemțoaicele soiul ăsta de ridichi. Aveau și ei ridichi din ăștia rotunzi, dar mai mici, mai altfel. Asta e mai goală. Mm-hmm. Așa. Mai am una. Și gata. Și mai este, am și roșii. Așa. Deci pui și roșii. Vreți să vă arăt roșiile? De aici, de aici. O mușca Natalia. Deci Natalia le începe. Să vadă dacă le îi place sau nu. Și dar noi arunca roșia pentru asta, că dar fata mea o mușca de ea. Nu a mușcat nimeni străin, e copilul meu. Uitați! Uitați! Șuricelul! Da! Așa mănâncă șuricelul. Cum are ea cuvântul ăla care mi-e drag de el, nu mai țin minte. Ăla sau... Oia. Oia. Ea vrea să zică ăla. Și zice oia. Oia. Aștia nu sunt așa faine roșiile. Plastic, că de-aia nu i-a plăcut. Da. Am luat astăzi de la țărani.
Chiar nu sunt așa faine. De la țăran, care are solar el. Și am luat castraveți și roșii. Și roșiile au fost 15 lei kilogramul de la el. Și castraveți au fost 10 lei kilogramul. Dar castraveți din ăștia mici. Le-am tăiat aici două bucăți. Chiar i-am tăiat de la el. Dar roșii, cum să zice, mai altceva ca... Are altul gust. Dar ea nu-i strică, ea-i las pentru micuța noastră, că-i plac roșiile, dar ea nici nu mânca de aici, că ce să mânci ea roșie din asta așa urâtă? Așa, am terminat. Da, mai punem ulei, oțet, sare. Punem ce să ce? Ce trebuie? Da, de toate. La salată. De toate punem. De toate cât se poate. Da. Ciuciu, atâta să plimbă cu osul ăla lui. Toată curtea să plimbă. Ei, cu el. Dacă ar avea el un pic de pământ, ce l-ar îngropa pe osul? Da, păi asta urmează, adică aia urmărește. Aia ar vrea. Da, dar nu se mai poate. Înainte, când au avut acces la grădină, le ascundea acolo, în grădină. Punea la frigider. Da. Dar acum nu mai e, gata. Acum el caută să vadă unde poate să-l ascunde, dar le ascundă. Dar nu prea are acces. Da. Așa, aici are sarea. Punem sare. Sare, piper. Nu pun piper. Păi cine vrea? A, aia altceva. Cine vrea, cine piper. Vrea. Cred că oțetul e la tine. No. Sau nu știu. Ba da. Nu știu dacă crede-mă că e la tine. Iu. S-a dus. S-a dus. Da. Aici avem cartofii. Am avut un soare care nu pare rău după ea. Și am pus așa, direct în usoarea care am făcut jumătate. Și prăjim. Acum am pus un pic de oțet. Puțin oțet. Da. Nu mult. Insuficient atât. Așa. Și acum să vă arăt aici. Deci am pus și cartofii, dar s-au prăjit în unsoarea aia, uitați ce să vă spun. Dar ar trebui să pun pe farfurie sau las aici? Da, pune pe farfurie, așa frumos, ca să se vadă și salata. Uitați ce bine arată salata, vedeți? Superbă! Așa întregi le-am făcut. Și... Le pui pe toate. Ce intră, zici? Le pui pe toate. Da. Și avem și coastele. Fain așa. Cum se zice? Chiar că-s faine, uitați aici ce faine îs. Vedeți? Deci arată superb. Așa. Superb. Aceasta este realizarea mea. Da. Eu zic că e superb. Da. Uitați aici. Super. Da, ce atâta mâncărul de salată și de... Da. Mai este câte una care ne critică că nu-i voie la fel, dar suntem și noi oameni, doamnă. Apoi mâncăm noi
o șumară, două, deci nu exagerăm, să știți. Mâncăm și noi de poftă, dar... Știu că ne vreți binele, deci am înțeles. Da, da, mai câteodată așa ceva, uitați aici, uitați, așa ceva mai lipsește la om, câteodată numai. Da. Nu mai o lungesc atâta. Deci aceasta este realizarea mea. Mulțumim lui Tatăl Ceresc pentru toate bunătățile care ni le oferă zilnic. Mulțumim lui. Da. Și pe data viitoare să ne vedem cu bine. Da. La revedere, pace. La revedere.